Festivalul Internațional George Ionescu, ediția cu numărul 24. Doamnelor, domnilor, eu sunt Tiberiu Soare, sunt ghidul dumneavoastră prin programul acestui festival. Pentru ziua de luni, 9 septembrie 2019, la ora 17, pe scena Ateneului Român are loc un recital foarte aparte. E vorba de unul dintre cei mai titrați violonceliști de la ora actuală, Alexandru Gniazev, și pianista Plamena Mangova. Recitalul susținut pe scena Ateneului Român are o linie stilistică deosebit de unitară, vorbind de trei compozitori foarte strâns legați unul de altul. La începutul recitalului vom asculta Ionescu, George Ionescu, sonata întâi pentru violoncel și pian. În continuarea ei, Brahms, Johannes Brahms, sonata a doua, în fa major pentru violoncel și pian. Care ar fi legătura, pentru a ne opri doar aici, legătura dintre Ionescu și Brahms este că Ionescu a fost deosebit de influențat de muzica lui Brahms. Unul din filoanele principale de inspirație pentru anii de început ai tânărului compozitor George Ionescu au fost cu siguranță reprezentați de Johannes Brahms, de stilul de scritură al lui Johannes Brahms. Recitalul se încheie cu o capodoperă, vorbind de sonata în la major pentru violoncel și pian, am putea spune, de Cesar Franck. De ce spun pentru violoncel și pian? Pentru că avem de-a face cu Alexandru Gniazev, dar de fapt această lucrare poate fi interpretată pentru, de către mai multe instrumente. Ea în original a fost scrisă pentru vioară și pian, a existat o transcripție și pentru violă, de asemenea și pentru clarinet. Iată, acum o vom asculta în varianta pentru violoncel și pian, așadar sonata în la major de Cesar Franck. De ce e o legătură între Cesar Franck și Ionescu? Foarte simplu. Cesar Franck a fost profesor lui George Ionescu atunci, pe vremea când acesta era student la Conservatorul din Paris. În aceea zi de luni, 9 septembrie 2019, la Sala Palatului, de la ora 20, avem Orchestra Staatskapelle Dresde, capela din stat din Dresda, orchestra de stat din Dresda, dirijor Myung-Yun Chung, celebrul Myung-Yun Chung, de origine coreeană, dar un dirijor care este invitat la toate marile orchestre ale lumii. Solistă este soprana Christine Opolais. Concertul începe cu uvertura lui Carl Maria von Weber, uvertura operei Freischütz, o operă care a reprezentat un fel de gong inaugural al epocii romantice în opera germană. În continuare vom asculta muzica lui George Ionescu, e vorba de cele 7 cântece pe versuri de Clément Marot, o muzică superbă, o muzică de un lirism foarte rafinat, scrisă de George Ionescu pe versurile acestui reprezentant de seamă al renașentismului francez, al liricii renașentiste franceze. Aici este Christine Opolais, solistă, soprana Christine Opolais. În încheierea concertului de la Sala Palatului, Brahms, Sinfonia a patra în mi minor. Se pare că ziua de 9 septembrie este o zi cumva aflată sub egida marelui compozitor vienez Johannes Brahms. Sinfonia a patra în mi minor, ultima de acest gen scrisă de Brahms, o sinfonie foarte, foarte, foarte bine legată tematic. S-ar putea spune că de la primul sunet al viorilor până la ultimele note din ultima parte, sinfonia având 4 părți, se poate spune că sinfonia este străbătută de o unitate extraordinară, fără a cădea câtuși de puțin în pericolul de a fi monotonă. Este o sinfonie melodioasă, foarte melodioasă, de-al minteri Johannes Brahms a pus întotdeauna un accent deosebit pe latura expresivă, lirică a melodiilor sale și tocmai și de aceea și-a rămas unul dintre compozitorii cei mai îndrăgiți în sălile de concert din întreaga lume. Așadar, această capodoperă a sinfonismului brahmsian, Sinfonia a patra în mi minor.